Un incendiu a tulburat în această noapte liniștea locuitorilor de pe strada Risipitu Samoilă din sectorul 5 al capitalei. Patru locuințe și anexele acestora au fost afectate de flăcări. În urma incendiului, un bărbat de 40 de ani a suferit mai multe arsuri și a primit îngrijiri medicale în ambulanța Smurd. Pentru stingerea incendiului au acționat două autospeciale care au înlăturat destul de repede riscul de propagare. Din fericire, nu au existat alte victime.